Venind mai aproape spre noi în Europa, Can, Franța și așa mai departe, ce înseamnă să avem o industrie așa cum vedem în zonele acestea? Stai să facem o distinție clară. În primul rând, distinția trebuie făcută între filmul de autor sau filmul de artă, filmul filmul film, ca să zicem așa, sau filmul de consum. Filmul pentru mâncătorii de semințe, cum se cheamă în Europa. În Europa, în general, regizorul de film, mă refer la numele sonore de regizor, de creatori de film, sunt de regulă propriilor scenariști sau regizori care au preluat scenariul cuiva și îl recalifică, îl retopesc în propriul lor creuzet și, dintr-o dată, se ajunge la un film cu personalitate, cu viziune și mai ales cu o anumită finalitate. Finalitatea fiind sufletul spectatorului. Pentru mâncători de semințe sau pentru cei nu, care s-au este, Ăsta este, ca să zic așa, filmul care se adresează conștiinței spectatorului. Așa este în Franța. Există celălalt da. film care înseamnă filmul de o seară când mergi cu gagica la cinema, mănânci semințe și mai pierzi două ore până când vine ora dinerului și pe urmă a plecatului la culcuș. Da, dar nu, nu. E bun, nu e bine să avem o alternativă și la filmul pentru... Vedeți, pentru alternativa cei care din nefericire în producția internațională, uh, disproporția este uriașă. Știți foarte bine ce înseamnă producția hollywoodiană, care face peste 400 de filme anual, mă refer numai la filmele de metraj, nu mai vorbesc de filmele pentru televiziune și așa mai departe. Uh, din acestea, doar vreo 40-45 scapă rigorilor filmului comercial în care regizorul nici măcar nu contează.